Frau și surori, aș dori să am o meditație în seara aceasta din Psalmul 25, pe care aș dori să-l citim în momentele care ne stau înainte, Psalmul 25. La tine, Doamne, îmi sufletul, în tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vășmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Și de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, că și tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Și aduți aminte de mine după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. Pentru numele tău, Doamne, iartă-mi fără de legea că și mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de el și legământul făcut cu el le dă învățătură. Eu mă întorc necurmat ochii spre Domnul, căci el îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă în toate păcatele mele. Vezi cât de mult sunt vrășmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește în sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în tine. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pună de în tine. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Amin. Amin. Acesta este un pasaj un psalm pe care unii comentatori îl folosesc spunând că el a fost scris după ce Absalom pune mâna pe împărăție. Nu știu exact de unde știu comentatorii fiecare psalm cum se potrivește, dar cum este irrelevant pentru noi, este însă important să înțelegem că tema pasajului este foarte, foarte practică și relevantă pentru fiecare dintre noi. Pasajul acesta vorbește despre călăuzire și asta din multitudinea de cerințe pe care le face David în privința aceasta, de exemplu. El zice, versetul 4, Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău. Apoi zice în versetul 8, Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Apoi, în versetul 12, cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnului arată calea pe care trebuie să o aleagă. Versetul 14, legământul făcut cu el dă învățătură. Da? Tot pasajul acesta merge în direcția aceasta, în în a vorbi despre călăuzire. Și cu siguranță, cred eu, fiecare dintre noi care suntem aici, am avut sau poate avem momente în viață de cumpănă, da? dacă nu le avem o să le avem, de cumpănă în care ne întrebăm care este direcția în care trebuie să o luăm. Pe mine personal mă sperie oamenii care sunt mereu senini și nu au niciun fel de frământare, niciun fel de tulburare, viața la ei doar ascendentă. Mă sperie, mă întreb dacă sunt pe calea care trebuie Vezi zeci de psalmi în Sfânta Scriptură Care sunt de fapt o vărsare a inimii Inimilor oamenilor lui Dumnezeu Oameni care au trecut prin turburări Prin momente de neliniște Prin momente de Prin momente la răscruci, da? La răscruci de drumuri unde Toate lucrurile parcă s-au dat peste cap în viața lor Personal, eu nu cred că există un credincios Care să fie ferit de asemenea momente Nu cred Nu cred motiv pentru care psalmi ar trebui să fie foarte dragi inimilor noastre, pentru că ei prezintă ceea ce se găsește în viețile noastre de foarte multe ori. E foarte frumos să spunem, Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul Lui. Foarte frumos. Și așa este. Dumnezeu ne călăuzește prin cuvântul Lui. Dar practic, practic când avem la cumpără, practic când nu ai claritate, practic când ești confuns, când ești tulburat, când ți-a apăsat Duhul, când totul ceață, deschizi Biblia și totul e negru în fața ochilor, în sensul că nu înțelegi nimic. Dar nu știi pentru situația ta, pentru problema ta, pentru decizia pe care trebuie să o iei, nu știi care este voia lui Dumnezeu. Da, și mie îmi place să spun lucrul ăsta și îl cred. Cuvântul lui Dumnezeu este suficient să ne călăuzească. Așa este. Dar practic vorbind, care este felul în care noi trebuie să ne raportăm la Dumnezeu când suntem într-o situație în care avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu? Deschidem Biblia, Gata, au picat textul, gata, știu ce să fac. Acum, este clar că uneori lucrurile chiar așa sunt, alb și negru, da? Sfânta scriptură se adresează direct situației tale și nu ai ce întrebări să mai pui. Însă, alte, în alte ocazii, ambele variante pot să fie bune, sau 3-7 variante pot să fie bune, da? Și Sufletul ți-e tulburat, vrei să mergi în direcția bună. Uh, nu vreau să dau exemplu în seara aceasta. Uh, și situații pentru care avem noi nevoie de călăuzire, Dumnezeu să folosească acest cuvânt pentru inimile noastre acolo unde este necesar. Dar vom trata subiectul acesta al călăuzirii și vom vedea cum David se raportează la nevoia lui profundă în situația în care se află după călăuzire. Primul lucru pe care îl face David, și e evident în text, el zice la tine, Doamne, în, în alt sufletul. Primul, primul lucru simplu, banal, este rogi lui Dumnezeu. Să ceri lui Dumnezeu. Când zice înalt Sufletul, el nu zice întreacă să așa mă gândesc, Doamne, mi-aș dori să mă călăuzești. Nu. Toată ființa lui este focalizată acum spre Dumnezeu pentru a rezolva problema prin care el trece. Da? La tine, Doamne, minalt sufletul. Da? Întreaga ființă a lui David este înaintea lui Dumnezeu pentru a primi rezolvare la situația asta. Apoi el zice, nu doar că își înalță sufletul la Dumnezeu, în tine Dumnezeule mă încred, da? mă bazez doar pe Dumnezeu, mă las doar pe mâna lui Dumnezeu. Dacă noi avem totdeauna asul ăsta în mânică pe care îl scoatem dacă Dumnezeu nu intervine, atunci nici să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne răspundă. Dacă noi totdeauna avem proptelele omerești cârjile astea omenești pe care spunem, Doamne te rugăm, am lăsat cârjile deoparte, Doamne te rog lucrează. Dumnezeu nu lucrează, nu o sănătate bună, am luat cârjile și îmi fac treaba. Poate asta e voia Domnului. Da? Imaginați-vă pe Avram, Avram spune, Domne, Dumnezeu a spus că ne dă un copil, asta e promisiunea lui Dumnezeu. Sara nu are cum să aibă un copil, Domnul a spus că prin ea, dar totuși poate e o alterare a planului lui Dumnezeu, o ia pe agar. Acum dacă Dumnezeu n-ar fi vrut să o ia pe agar, putea să intervină Dumnezeu miraculos și să-l oprească, nu? Dar nu e așa. Nu e așa. Dumnezeu lasă-l în prostia minții lui. Pentru că porunca lui Dumnezeu antecedent a fost foarte clară. Promisiunea lui Dumnezeu a fost foarte clară. Nu era, agar nu sună deloc ca Sara. Deloc nu sună. Da? Dumnezeu nu-și schimbă după aceea. Dumnezeu nu își schimbă după aceea. De aceea versetul 2 arată că este necesară pentru a primi călăuzire nu doar să te rogi lui Dumnezeu, da? să vii înaintea lui Dumnezeu cu întreaga ta ființă, ci să te bazezi pe Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu. În tine Dumnezeule mă încred, mă bazez pe Dumnezeu, depind de Dumnezeu. Da? Mă las în totalitate pe mâna lui Dumnezeu. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Da? Adică crezi Dumnezeu e mai înțelept decât tine, e mai bun decât tine, Dumnezeu te iubește mai mult decât te iubești tu pe tine. Încrede-te în tot ce este Dumnezeu și el ulterior explică sau prezintă portretul lui Dumnezeu care l-a făcut să se încreadă în Dumnezeu. Tu trebuie să știi ceva despre Dumnezeu ca să te poți încrede în El. Eu nu mă încred în orice om. Asta e motivul pentru care încui ușa. Asta motiv pentru care nu-ți lași nici măcar în casă, în casa ta, cu ai tăi, nu-ți lași aruncați banii, Iurea. Dar nu te încrezi. Nu te încrezi. Ca să mai zic că recent uh, beatul meu cel mare ne amenințat cu o să ne ia banii de undeva de unde am pus. Nu te poți încrede. Asta e motivul pentru care îi pui undeva sus unde nu poate ajunge nici cu scaunul măcar, nu? Nu te... Ei, dar ca să te poți încrede în cineva trebuie să-l cunoști. Și David îl cunoștea pe Dumnezeu. Și el zice, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine. Pare puțin egoistă cerința asta, nu? Deci vin înaintea ta, Dumnezeule, am nevoie de călăuziria ta, de intervenția ta. E un moment în care tu trebuie să vii acum. Am inar sufletul tău către tine, mă încred în tine, ca să nu fiu dat de rușine. Păi stai puțin. Tu crezi că Dumnezeu o să ploconească, să vină ca să-ți apere ție imaginea? Da. Da. Să nu se bucure și mei de mine. De ce Dumnezeu ar fi motivat ca să apere imaginea ta? De ce Dumnezeu ar fi motivat ca și tăi să nu se bucure de tine? De ce ar fi motivat Dumnezeu? Pentru că David și ca rege și ca copila lui Dumnezeu și noi nu suntem regi, dar suntem copii al lui Dumnezeu și suntem, cum spune Sfânta Scriptură, o împărăție de preoți ca și copii al lui Dumnezeu când mărturia noastră este afectată în ultimă instanță, imaginea lui Dumnezeu este afectată. Așa că da, deși sună egoist, Doamne, nu mă lăsa de rușine! Să nu râdă lumea de mine, Doamne. Să nu râdă dușmanii noștri de noi. Ar fi o rugăciune legitimă? Dar ar fi. Dar ar fi pentru că mărturia mea și mărturia noastră comună afectează în ultimă instanță mărturia lui Dumnezeu. meu, nu avem nicio mărturie de apărat în lume. Ce integri? Ce mărturie avem noi de apărat în lume? Ce am eu de demonstrat lumii? Ce treaba am eu să demonstrez? Eu nu, pe mine nu mă interesează să demonstrez nimic nimănui. Ce avem noi de demonstrat lumii? Ce avem noi de arătat lumii? Pentru ce ne-am chinuit noi să câștigăm aplauzele sau aprecierea lumii? Pentru absolut nimic. Dar când este vorba de slava lui Dumnezeu la mijloc și de slava lui Dumnezeu este legată mărturia noastră înaintea lumii, atunci da, lucrul acesta este important. Este important ce spune lumea despre mine, pentru că în ultima instanță spune ceva despre Dumnezeul meu. Este important în cazul ăsta. Dacă aș fi numai eu la mijloc, miza e prea mică. Nu se chinuie să trăiești pentru așa ceva. Să te lupți ca să fii mărturie înaintea lumii. Pentru ce? Dacă e slava lui Dumnezeu la mijloc legată de mărturia ta, atunci da. Acesta este motivul pentru care aceasta este o rugăciune legitimă. Pentru că el ca reprezentant al lui Dumnezeu, ca om după inima lui Dumnezeu, ca ales al lui Dumnezeu. El care băgase spaima în popoarele din jurul lui, acum a ajuns să fie dat jos înaintea întregului Israel de fiul lui răzvrătit. Dacă asta ar fi fost contextul. Și rugăciunea lui este legitimă din punctul acesta de vedere, pentru că slava lui Dumnezeu era uh, afectată, da? Deci el se roagă pentru că călăuzire, se bazează doar pe Dumnezeu, da? Și uh, apelează în călăuzirea lui, el cere lui Dumnezeu, apelează la protejarea mărturiei lui, protejarea mărturiei lui. Versetul 3. Are o convingere în călăuzirea lui. Ce te face să te bazezi pe Dumnezeu? Pe păi te face să te bazezi pe Dumnezeu convingerea că Dumnezeu că Dumnezeu intervine. Ia ce spune. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. El spune, Doamne, vin înaintea ta să nu fiu dat de rușine și el spune, pentru că știu că nu există niciunul din cei care nădăjduiesc în Dumnezeu să fie dați de Rușine, adică lumea să se uite la unul care a atârnat de Dumnezeu, a lipit de Dumnezeu, care depinde de Dumnezeu să fie falimentar. Nu există așa ceva, spune David. Nu există așa ceva. Nicăieri, niciunde, niciodată ca cineva să atârne, să fie alipit de Dumnezeu, să depindă total de Dumnezeu și Dumnezeu să lase. Ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. În contextul călăuzirii aș face următoarea aplicație. Este posibil ca atunci când ai nevoie de direcție de la Dumnezeu și trebuie să-L aștepți pe Dumnezeu, să-L părăsești pe Dumnezeu pentru ideile tale, filozofiile tale, voia ta și așa mai departe. Da. Și în cazul ăla Dumnezeu te va, te va lăsa de rușine. Da, te va lăsa de rușine. Da, credincioși ajung și de fapt nu suntem martori poate în viețile noastre personale și în viața altora. Suntem martori la faptul că cei care l-au părăsit pe Dumnezeu pentru varianta lor, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, au fost de rușine. Chiar înaintea lumii. Da, s-au bucurat vrășmașii că au căzut. Da, s-au bucurat. De ce? Pentru că au luat o decizie prin propria lor minte. Pentru că au luat o decizie după voia lor. De asta el spune, toți cei care nădăjesc, care depind, care se încred, care speră în tine, care te așteaptă pe tine, nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Nu filistenii îl părăseau pe Dumnezeu, nici egiptenii nu îl părăseau pe Dumnezeu. Cei din poporul lui Dumnezeu, cei din poporul lui Dumnezeu, da? Convingerea noastră trebuie să fie aceasta tare, că Dumnezeu, că Dumnezeu nu dă de rușine pe cei care nădăjduiesc în el, da? Și în același timp, convingerea e dublă. Trebuie să știi că dacă nu depinzi de Dumnezeu și nu de nădăjduiești în El, Dumnezeu te va lăsa să cazi. Caz. Dumnezeu te va lăsa să te faci de rușine. Dumnezeu te va lăsa să strigi mărturia. Da, va lăsa Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta. Și se întâmplă. La un nivel mai mic sau mai mare se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu lucrul acesta. Mai departe, versetul 4 e extraordinar în, într-un într paralelism, el spune în felul următor, arată -mi... intervine direct acum și spune care e problema, vrea călăuzire, arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. E un paralelism, arată și învață-mă, da, dublează lucrul acesta, căile tale și cărările tale. Ce spune David aici este că el vrea voia lui Dumnezeu un mod suprem pentru situația lui. El nu vrea altceva. El vrea căile tale cărările tale. Pentru a fi călăuzit de Dumnezeu trebuie să fii dispus. Trebuie să fii dispus să mergi pe căile lui. Pe cărările lui și să-ți dorești asta în mod suprem. Dacă eu cer variante de la Dumnezeu sau aș dori să fiu călăuzit de Dumnezeu numai ca să am ceva ca să compar. Oare ce îmi dă Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cum e pe lângă ce îmi doresc eu? A, nu-i convenabilă. Bun, mulțumesc Doamne pentru sfat. Dumnezeu nu mă va călăuzi. Nu mă va călăuzi. Dumnezeu nu mă va călăuzi prin cuvântul lui, nu mă va călăuzi, va fi în întuneric total. Eu trebuie să fiu total dispus ca să merg pe căile lui, pe cărările lui, da? Pe căile lui, pe cărările lui. Dar de unde știu? Dacă Dumnezeu mi-arată, că spune, arată-mi, învață-mă. De unde știu că mi-arată Dumnezeu, că mă învață? Am o vedenie, au niște voci. În capul meu încep să audă niște voci. Trebuie să sun pe cineva. De cum îmi arată Dumnezeu căile lui? Cum învață Dumnezeu călările lui? Pe păi versetul 5 ne explică. Există un standard absolut după care judecăm orice călăuzire. Nu suntem lăsați așa, mă frate, tu ce crezi? O fostă călăuzire de la Domnul? Mă, eu cred că da. Altul, mă, eu nu prea cred. Mă, eu nu știu. Nu ne-a lăsat un standard. De unde știi? Versetul 5. Deci avem, arată-mi, Doamne, căile tale. Învață-mă cărările tale. A treia oară spune, povățuiește-mă. Ce-s lui, cărările lui? Povățuiește-mă în adevărul tău, deci căile lui Dumnezeu și cărările lui Dumnezeu întotdeauna vor fi în adevărul lui Dumnezeu doar în parametrii ăștia, nu depășește 20 de centimetri, nu depășește orice cărare a lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu orice arătare, învățare, povățuire a lui Dumnezeu se încadrează în adevărul lui Dumnezeu, nu are cum să iasă din sfera adevărului lui Dumnezeu nu are cum, nu are cum să completeze adevărul lui Dumnezeu, nu are cum de asta David cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să îl îndrume, să îl povățuiască, să îl călăuzească în adevăr. Și spune, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă. De patru ori la rând spune, arată-mă, învață-mă, povățuiește-mă și învață-mă. Vrea lucrul ăsta din toată inima lui să fie călăuzit de Dumnezeu. Și ne prezintă niște motivații aici. Până la versetul, până la versetul 10 cam, fiecare propoziție pe care o spune e motivată de ceva. Povățește mă în adevărul tău și învață-mă că și tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna în adevărul mea. El se ancorează în călăuzirea lui în Dumnezeu. Se ancorează în Dumnezeu, are o motivație pe Dumnezeu. Spurgeon are o predică, dacă nu mă înșel, sau o broșură despre rugăciune, unde spune că trebuie să știi să argumentezi cu Dumnezeu, trebuie să înveți să argumentezi cu Dumnezeu. Și Biblia te învață cum să argumentezi cu Dumnezeu. Dacă ție ți se pare că ăsta e un argument grozav, Doamne, te rog, lucrul ăsta e extraordinar, eu nu mer nimic, sunt un ticălos, sunt un nenericit, vezi tu, Doamne. Dar nu e un argument. Nu știu, poate să se pare, dar pentru Dumnezeu nu -i. Nu, nu folosești un argument din el însuși, dar folosești un argument despre Dumnezeu, da? Începi să motivezi acum, povățuiești-mă în adevărul tău și învață-mă că și tu ești Dumnezeul mântuirii mele, da? Cel care mă continuul, continuu, tu care m-ai scăpat, mă scap și mă vei scăpa continuu, da? Este sensul de scăpare, de izbăvire, tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna în nădejdea mea. Da? Adică am o experiență în spate cu Dumnezeul la care mă rog acum căruia îi cer să mă călăuzească. El totdeauna a făcut lucrul acesta. El totdeauna m-a scăpat. El totdeauna m-a izbăvit. Dacă suntem aici, este o dovadă a faptul că El este Dumnezeul mântuirii noastre și că ne-am pus nădejdea în El și El totdeauna a fost nădejdea noastră. Totdeauna a fost speranța noastră. Da? El a răspuns. Asta e motivația pe care o dă. Versetul 6 continuă cu motivația și spune Aduți aminte, Doamne, de performanțele mele religioase, de succesul meu, de cât de mult m-a rugat, cât de bine m-a rugat, cât de mult am predicat, cât de bine am predicat, câte slujiri am făcut eu. Doamne, avut, noi am scos draci, noi am făcut multe minuni, Doamne, numele Tău. A dus, Doamne, aminte de... Nu, asta spune. Nu, asta spune. A dus aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, că sunt veșnice. Este fantastic lucrul acesta că David se ancorează, face un apel la ceva neschimbător. Ceva nealterabil. Ceva veșnic, i-au zis. Doamne, adu-ți aminte de îndurarea ta și bunătatea ta că sunt eterne veșnice. Îl motivează pe Dumnezeu, în ghilimele, îl motivează pe Dumnezeu, ancorându-l pe Dumnezeu de ceva din Dumnezeu. El nu vrea ca Dumnezeu să se uite la ceva, la nisipuri mișcătoare. Noi suntem nisipuri mișcătoare. Noi suntem locuri nesigure pe care Dumnezeu nu se poate baza. Și de aceea David cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se bazeze pe sine însuși. Da? El vorbește prima dată despre experiența lui cu Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu, mântuirii mele și nădejdea mea. Și apoi vorbește despre caracterul lui Dumnezeu. Îndurarea și bunătatea ta sunt veșnice. Acum este o problemă. În este o problemă. Care crezi că e problema în călăuzire? Care e problema în călăuzire? Care e pericolul în călăuzire? Care e piedica în călăuzire? Ce piedică ar putea să existe în călăuzire? Spuneți dumneavoastră, ce piedică ar putea să existe în călăuzire? E foarte simplu, să știți. E foarte simplu. Păcatul. Păcatul. Păcatul ne întunecă. Păcatul ne ia claritatea. Păcatul ne acoperă ochii. Nimic altceva. Păcatul este ca niște solzi pe ochii și pe mintea noastră ca să nu vedem direcția pe care ne-o trasează Dumnezeu, care e clară. După aceea spui, unde mi-era mintea? E clar, ca bună ziua. E clar că asta e voia lui Dumnezeu. Păcatul. De aceea David, se ocupă de această problemă și în psalmul acesta de trei ori face o cerere de iertare. În versetul 7 spune, când spune, nu ți-aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduți aminte de mine. Asta este o formă de mărturisire și de pocăință. Asta e pocăință. Doamne, nu ți-aduci aminte, da? nu băga în seamă. Doamne, nu lua în considerare asta înseamnă când spune aduți aminte. Domnul și-a adus aminte de Sara și a făcut-o să nască. Când Dumnezeu și aduce aminte de ceva, Dumnezeu nu-i vine în memorie ceva. Am uitat, da mă, Puh, ce era să uit. Nu la asta se referă Sfânta Scriptură. Când Dumnezeu și aduce aminte, înseamnă că Dumnezeu intră în acțiune. Dumnezeu și-a adus aminte de Sara, de promisiunea pe care a făcut-o, de legământul cu ei, da? și a făcut-o să nască. Sau a făcut un lucru sau altul. Veți găsi expresia asta în Biblie și de fiecare dată este o acțiune a lui Dumnezeu, da? Bazată pe o promisiune a lui Dumnezeu. De aceea David spune aici, nu-ți aduce aminte de greșelile mele, adică nu acționa în virtutea faptelor mele, a păcatelor mele, a greșelilor mele. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele. Nu știți dumneavoastră pe David, un băiat deosebit, avea experiență cu Dumnezeu din tinerețea lui? Nu, noi așa știm, că David a avut o tinerețe extraordinară, nu așa știți dumneavoastră? La fel știu și eu, David avea altă opinie despre el, în tinerețea lui. Nu, asta spune, nu ți-aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci aduci aminte de mine și motivează din nou, după îndurarea ta, pentru bunătatea ta, doamnă, din versetul, Doamne, din versetul 6 în versetul 7, din nou se apelează la aceleași atribute ale lui Dumnezeu. Mila sau îndurarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Și bunătatea lui Dumnezeu, da? Acum întrebarea este, oare David să pocăiese vreodată de păcatele pe care le-a făcut el în tinerețe? Ce credeți dumneavoastră? Dacă da, pentru ce să mai pocăia acum? Crezi că David avea o doctrină defectoasă a iertării păcatelor și a justificării? Nu știu, putem să ne dăm cu părere. Eu, 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 din, Poate experiența ne ajută uneori să înțelegem anumite aspecte din Sfânta Scriptură, nu să le exegetăm, ci să le înțelegem mai bine. Nu v-ați niciodată iertare de mai multe ori pentru același păcat? Nu pentru că erai nesigur că Dumnezeu te-a iertat, ci pentru că de fiecare dată când te gândeai la el, îți dădeai seama de ce imensitate, ce groză via a păcatului. Adică nu îți vine să crezi că Dumnezeu pur și simplu a trecut peste lucrul ăla. Și te întorci din nou la el, nu că tu nu crezi că Dumnezeu te-a iertat, sau nu crezi că ești mântuit, sau nu crezi că ești născut din nou, sau nu crezi că ești justificat. Și ți se pare atât de grav și de grozav în ochii tăi, îi spui, acum da, Dumnezeu ar merita în situația asta să mă termine, să mă prăbușească pentru ce am făcut. De deci aceea el se pocăiește din nou, da? Este afectat. Starea asta de seninătate, de seninătate tâmpă în fața păcatelor trecutului nu are nimic de a face cu creștinismul, dragii mei. Nu, am făcut multe nelegiuiri frațul și încep să spui mărturia personală toate nelegile pe care sunt bucuros parcă cumva, da? Bucuros știi ce am făcut, m-am dus, am dres, am făcut și au satisfacție când povestești ceva e necurat acolo un credincios adevărat este oripilat la gândul păcatelor fără de legilor trecutului lui nu-i face plăcere să le fluture înaintea tuturor nu-i face plăcere să facă lucrul acesta el este afectat, este îndurerat și știe că păcatul este o piedică între el și Dumnezeu de aceea David din nou și exprimă și arată nemulțumirea lui, tulburarea inimii lui dezaprobarea lui, judecata lui pentru păcatele și greșelile pe care le-a făcut. Și în contextul acesta al judecății păcatelor personale și a mărturisirii păcatelor personale, singurul lucru la care pot să mai apelez este îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. La ce să mai apelez la altceva? De asta e bine să ții Dumnezeu nu ține, Biblia spune că Dumnezeu nu ține, aducerea aminte a păcatelor noastre, dar noi e bine să o ținem și să stăm zmeriți cu minți. E bine să ținem minte. Nu a faptului, nu să stăm în dubii dacă Dumnezeu ne-a iertat sau nu. Nu asta. Nu asta. Ci să ții minte ce a iertat Dumnezeu din tine. De unde te-a scos Dumnezeu? De unde te-a ridicat Dumnezeu? E bine să ții minte asta. Asta te va ține în zmerenie. Asta te va ține în zmerenie. Versetul 8. Domnul este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor calea. E interesant. Păi dacă păcatul pune o piedică, un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, cum mai arată Dumnezeu păcătoșilor calea? Păi versetul ăsta vine după pocăința din versetul anterior, nu? De asta Dumnezeu arată păcătoșilor calea. La ce păcătoși arată Dumnezeu calea? La cei care în versetul anterior s-au pocăit. La cei care în versetul anterior arată că sunt frânți, sunt zdrobiți datorită propriului păcat. La cei care le pasă de păcatele pe care au făcut. La cei care nu au trecut ușor peste păcatele lor. La cei care țin o aducere aminte sănătoasă a păcatelor lor. Și știu că n-au niciun merit înaintea lui Dumnezeu datorită păcatelor lor. Lor, acestor păcătoși le arată Dumnezeu calea. Pentru, mai, mai, uh, uh, pentru că în continuare, e important să țineți minte versetul ăsta, pentru că în continuare începe să prezinte niște condiții ale călăuzirii și spui, a, păi nimeni nu se califică. Nu și David a fost un păcătos, dar în virtutea pocăinței sincere prin care el a trecut, Dumnezeu îl ajută să îndeplinească condițiile alea și onorează rugăciunea. Domnul este bun și drept, de aceea arată el Păcătoșilor calea, da? Arată păcătoșilor calea. El face, și ascultați, aici este uh, una dintre condițiile pe care o prezintă pentru călăuzire. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Prima dată spune că ne face să umblăm și apoi ne și învață, da? El reglementează purtarea, umblarea noastră și ne dă și învățătură cu privire la modul în care trebuie să umblăm. Și de fiecare dată în cele două propoziții spune că el face lucrul acesta cu cei smeriți. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Observați dublarea aceasta. Să umble în tot ce este drept, învață pe cei smeriți calea sa. Calea sa înseamnă tot ce este drept. Calea sa nu cuprinde nimic strâmb. Domnul Isus și Dumnezeu și Duhul Sfânt nu lucrează cu șmecherii, cu scurtături omenești. Nu lucrează cu lucruri de felul acesta, da? Smerenia. Ce-i smerenia? Smerenia este punctul și starea în care uh, te consideri neînțelept, nepregătit, neavizat, neautorizat, nici măcar să-ți propria ta viață. Așa că, apelezi la altcineva. Smerenia este o stare de, într-un fel, și de zdrobire și de cădere lăuntrică. De zdrobire și de cădere lăuntrică când Îți dai seama că eu tău trebuie dat la o parte și lăsat pe altcineva să conducă, adică pe Dumnezeu. Când încep să ai o părere realistă cu privire la tine, al părere realiste cu privire la noi nu sunt grozave. Eu dacă am o părere grozavă despre mine, n-am o părere realistă. Când am o părere grozavă despre mine, spun, bă, acum chiar, sunt ok, aia nu e realist. ce în mintea ta, e fals. Ei, hey, când ai o părere realistă despre tine și te vezi păcătosul care ești, atunci el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. Când ajungi la starea asta de smerenie, că dacă nu la starea asta de smerenie, de ce te-ar călăuzi Dumnezeu? Nu, de ce? El învață pe cei smeriți calea sa. Versetul 10. Toate cărările Domnului sunt în durare și credincioșie. Adică ceea ce Dumnezeu îi comunică, îi arată celui pe care îl călăuzește. Toate cărările lui sunt îndurare și credincioșie. Toate deciziile lui Dumnezeu pentru noi, toate hotările lui Dumnezeu pentru noi, toate variantele lui Dumnezeu pentru noi sunt îndurare și credincioșie. Doar binecuvântare este când Dumnezeu te îndrumă. Doar binecuvântare. Nimic altceva. Credincioșie auziți. Îndurare și credincioșie. Decizia lui Dumnezeu pentru noi va fi binecuvântare. Pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui, este clar că se vorbește aici în termenii vechiului legământ despre legământ și despre legea care stătea la baza acestui legământ. Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul Israel și a pus o lege la baza legământului pe care ei trebuiau să o respecte. Este adevărat că legea nu putea să aducă mântuirea. Este adevărat lucrul acesta. Dar nu este adevărat că poporul Israel, cei credincioși, ne referim la rămășița binecuvântată, mântuite din Israel, că ei nu trebuiau să țină legea, că oricum nu poți fi mântuit prin ea. Nu este adevărat lucrul ăsta. Nu, poporul Israel trebuia să țină legea lui Dumnezeu. Da, legea a fost dată ca să aducă pe om la cunoștința de plină a păcatului. Dar asta nu înseamnă că el spune, da, viștea, la... Știu eu că legea au fost dată ca să arate păcatul din noi. Nu trebuie să ținem nicio lege. Nu, nici vorbe de așa ceva. Nici vorbe de așa ceva. Nu, ei trebuiau să țină legea. Da, legea arăta păcatul din ei, dar legea în același timp arăta semnele, da? Sau era îndrumarul lui Dumnezeu pentru oamenii din vremea respectivă. Era voia lui Dumnezeu pentru ei. De aceea spune cărările Domnului sunt îndurare și credincioși pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui. Păzea cineva perfect legământul și poruncile lui? Nu! Nu! De asta aveau sistemul sacrificial. De asta aveau promisiunile venirii lui Mesia. Acelui care urma să șteargă real, definitiv, tot păcatul. Versetul 11. În versetul 11 se pocăiește din nou. Pentru numele tău, Doamne, iartă-mi fără de legea că -și mare este. Din nou, nu era David sigur că Dumnezeu l-a iertat? Ba da. Dar în procesul călăuzirii, un lucru absolut elementar de care ai nevoie ca păcatul să fie dat la o parte. Că Dumnezeu nu trece peste lucrul acesta. De aceea, vedeți, el spune câteva cuvinte, se pocăiește. Mai spune câteva cuvinte, se pocăiește. El spune, Cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. ce bun! Dumnezeu va lua o hotărâre în privința asta, în situația asta și va fi numai îndurare și credincioșie pe, pentru mine. Slavă Domnului! Și el spune, pentru cei ce păzesc legământul și poruncile lui, să probușește în pocăință. Cine păzește legământul și poruncile lui? Domnul, Dumnezeu călăuzește pe cei care fac voia lui. Cine o face? La pocăință, nu? Ăsta e răspunsul. A, eu am făcut super, Domnul să mă călăuzească pe mine. Nu, de aceea reacția lui David după ce el spune Domnul călăuzește pe cei ce păzesc regământul și poruncile lui Este Doamne iartă în fără de religia cășmare este Cum îl motivează pe Dumnezeu? Pentru numele tău Doamne Pentru faima numelui lui Dumnezeu Pentru slava lui Dumnezeu în lume Nu pentru el, pentru numele lui Dumnezeu Asta e miza cea mai mare Încă călăuzire dacă vrei să îl miști în ghilimele Vorbim antropocentric, dar în limbajul meu Să vrei să îl miști pe Dumnezeu cu ceva Pune faima numelui lui Dumnezeu la mijloc. Pune-te pe tine în joc pentru a face ca să rămână, să strălucească faima numelui lui Dumnezeu. Pune-te pe tine în joc. Doamne, sacrifică-mă pe mine, folosește-mă pe mine în situația asta, dar nu să fiu dat de rușine și nu numele tău să fie defăimat. Pentru numele tău, Doamne, iartă în fără de legea cășmarii este. Pentru ce altceva ne-ar ierta Dumnezeu fără de legea decât pentru numele lui? Decât ca numele lui să devină faimos. Pentru ce altceva? Pentru nimic altceva. O altă condiție prezentată în versetul 12, da? Am văzut, este smerenia, omul smerit. Versetul 10, apoi avem cei care păzesc legământul și poruncile. Dacă ești smerit și depins numai de Dumnezeu, atunci faci ce spune Dumnezeu. Versetul 12, cine este omul care se teme de Domnul? Este adevărat că există o frică de măreția lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-ar putea face praf și pulbere într-o fracțiune de secundă. Dar cred că teama de Domnul pentru cei credincioși este o teamă a copilului de tatălui. Ce teamă e asta? Ce teamă e asta? E teama aceea pe care o ai în relație cu o persoană pe care o iubești și pe care nu vrei să o pierzi. Asta e teamă, da? Teama de a-l supăra, teama de a-l întrista, teama de a strica de a strica atmosfera dintre voi, da? relația voastră, asta este teamă. Cine este omul acela care se teme de Domnul? Și dacă se teamă de persoana respectivă, da? dacă se teamă de Domnul, se teamă să supe, se teamă să-l întristeze, se teamă să-l să jignești pe acela care a făcut numai bine pentru tine, se teamă să-l jignești pe acela care te iubește mai mult decât te iubești tu pe tine. Se te teamă să-l superi pe acela care te-a iertat de un milion de ori și încă te mai iartă și vrea să te mai ierte și te curăță și te ține și te păstrează. Se te teamă să-l superi și să-l întristeze. Dacă ai teama asta, atunci ce vei face? Vei trăi după voia lui. Că se teamă să-l întristezi, da? Cine este omul care se teme de Domnul? omul acesta are câteva beneficii. Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. Asta e călăuzire. El va locui în fericire, dar starea lui. Vorbește de copiii lui. Sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El. Din nou menționează expresia cei ce se tem de El, da? Intimitate, relație apropiată cu Dumnezeu. Prietenia Domnului. Să fii prieten cu Domnul. Dumnezeu îți dă mai mult decât o simplă călăuzire. mai mult. iar arată calea, dar face mult mai mult. Va locui în fericire. Sămânța lui va stăpâni în țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El dă învățătură, da? Are parte omul acesta care se teme de Dumnezeu, are parte de călăuzire. Versetul 15. În, ca un sumar, într-un fel, un climax la tot ceea ce a spus despre Dumnezeu, ce este Dumnezeu, ce face Dumnezeu, cum se poartă Dumnezeu, el iartă, el călăuziește, el binecuvântează și așa mai departe, ce face David? Care ar trebui să fie reacția noastră acum, spre final? Care ar trebui să fie reacția noastră? Că noi suntem marturi la mărturia lui, la vorbele lui, la mărturisirea lui, la rugăciunea lui, la închinarea lui. El își prezintă situația asta înaintea noastră, inspirat de Duhul Sfânt, ca noi să învățăm de la el. Care trebuie să fie reacția noastră? Reacția noastră fie fiecăruia dintre noi ar trebui să fie aceasta, din versetul 15. Eu mă întorc necurmat, tot timpul, mă focalizez. Da? Știți aparatele astea care acum pot să focalizeze un punct și să facă ceață în jur, să facă blăr. Da? Mă focalizez, eu mă întorc ochii necurmat. Necurmat. Vreau numai de la el să primesc, da, revelație, descoperire, călăuzire, povățuire, îndrumare. Eu mă întorc necurmat ochii spre Domnul și El îmi va da o listă cu șapte pași pe care trebuie să-i parcur ca să ies din situația asta. Nu căci el îmi va scoate picioarele din laț. El se vede prins da? într-o situație din care nu poate ieși. De aceea spun eu, Doamne, mă uit la tine și tu îmi vei scoate picioarele din laț. Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar uh, mintea mea așa funcționează, mai, știți, cu multe puncte. De asta am mai mult în seara asta. Am foarte multe puncte aici, dar nu vi le spun. Uh, de fapt și David are multe puncte, are vreo două. două. Uh, vreau ca Dumnezeu să-mi dea așa. Frumos, a explicat, concluzie, tot, tot frumos. De multe ori nu e așa. De multe ori nu e așa. Și David știe lucrul acesta. Și el vrea ca Dumnezeu nu să-i dea pașii pe care trebuie să-i facă, ci Dumnezeu să-l scoată, să-i scoată picioarele din la situația în care el era prins din care nu putea ieși singur. Nu știa ce să facă. Nu avea nicio variantă la dispoziție. Nu știa ce să facă. Într-un fel, versetul 16, 17 și 18 arată starea omului care are nevoie de călăuzire. Ce se întâmplă? Cum te simți când Dumnezeu nu ți-a dat încă îndrumarea? Ia auziți cum. Privește-mă și ai milă de mine că sunt părăsit. Să simte singur. Nenorocit. Neliniștea inimii mele crește. Situația era împotriva lui. Nu era prielnică. Scoate-mă din ecazul meu. Uită-te la ticăloșia și la truda mea și iartă -mi toate păcatele mele. La treia oară când își cere iertare pentru păcatele lui. Și posibil, dacă se referă la situația cu Absalom, într-adevăr, asta este profeția pe care Dumnezeu a dat-o prin uh, prorocul Nathan, că copiii lui se vor întoarce împotriva lui. Și că unul dintre ei va sta cu nevestele lui în fața soarelui, în fața întregului Israel și va bajocori. Și asta s-a întâmplat. De aceea David constant, 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 constant își cere iertare pentru păcatele lui. Și parțial, o parte din tulburarea, neliniștea, ticăloșia, truda pe care o simțea, o parte din asta era datorită faptului că nu știa cum să iese din situația respectivă și o altă parte era datorită păcatului pe care l-a făcut. Și vedea că păcatul pe care l-a făcut se avea acum repercursiuni. David nu are niciun dubiu aici, frașul sor, că el e copilul lui Dumnezeu. Niciun dubiu nu are. David nu are niciun dubiu că este încă în grațiile lui Dumnezeu. David nu are niciun dubiu că el este al lui Dumnezeu. David nu are dubie. Dar David vede că există anumite efecte da, ale păcatelor în viața lui și că a ajuns într-o situație în care Dumnezeu parcă l-a lăsat prins. Parcă l-a lăsat prins. Chiar după ce a păcătuit cu Bathsheba și a venit prorocul Nathan la el, David spune, întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele. Dăm iarăși bucuria mântuirii și sprijină cu un duh de bunăvoință și așa mai departe. Știți, psalmul 51. Asta e asta starea omului care are nevoie de călăuzire. Nu știu. Cum vă spuneam, pe mine mă sperie oamenii care niciodată n-au experimentat ce scrie în aceste trei versete. la 16, la 18. Care să atât de senin, iată de clar totul în viața lor, de parcă n-au nevoie nici de Dumnezeu. Merg așa pe pilot automat. Pe mine mă sperie oamenii ăștia, vă spun sincer. Eu cred că orice credincios trece prin situațiile astea motiv pentru care simte că psalmul îi se potrivește lui uh, la un moment dat. Versetul 19 și uh, 20 prezintă clar care era situația lui și de ce avea nevoie de călăuzire. Și interesant că prezintă situația abia la urmă. Abia la urmă o spune. Că Dumnezeu știa oricum care e problema. Nu ne spune la urmă ca să știm noi vezi cât de mulți sunt vrășmașii mei, mulți, da? asta e un aspect al problemei, erau mulți vrășmașii lui. Doi, cu ce ură mare, mă urmăresc, da, erau mulți vrășmași, aveau o ură mare și acești vrășmași îl urmăreau. Asta era situația, problema lui. Și el se roagă din nou, păzește în sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine. Ia uziți, când mă încred în tine. Acum e clar dacă era din cauza, erau repercusiunile păcatului lui. El trebuia să treacă prin situația asta. El spune, Doamne, eu trebuie să ieși de aici și a ieșit din situația respectivă pentru că mă încred în tine. Eu depind de tine. Ce o să se vadă? Ce o să se spună despre tine? Când eu m-am bazat pe tine, eu am nădăjduit în tine. Da, am greșit. Mă pocăiesc, îmi pare rău. Dai e grosolan păcatul pe care l-am făcut. Sunt zdrobit din cauza asta. Dar eu depind de tine. Eu nădăjduiesc în tine. Eu mă încred în tine. Și nimeni din cei care s-au încrezut în tine n-au fost lăsați de rușine. Și apelează la final tot la lucrul acesta. Nu mă lăsa, cu asta a început și cu asta finalizează. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în, nu în oameni, nu în prieteni, nu în frați, nu în familie, când mă încred în tine. Pentru că dacă era dat de rușine, la mijloc era slava și gloria lui Dumnezeu. Versetul 21 pare șocant apelul lui David la nevinovăție și neprihănire. Să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea. Care? Asta e o întrebare. Acum noi fiind în nou legământ știm care. E clar că David înțelege dacă de trei ori, și nu la voia întâmplării de trei ori, da? știm rostul numelui trei. Nu la voi întrebări, de trei ori și cer iertare. Și dacă și-a cerut de trei ori iertare și pocăința lui a fost sinceră, Dumnezeu la? La ce? L-a iertat. Și el era acum un om nevinovat și neprihănit. De aceea ar spune să mă ocrotească, să fiu protejat de nevinovăția și neprihănirea. Dar din nou menționează. Când îmi pun nădejdea în tine, da? Tot psalmul acesta este bazat, ancorat total în Dumnezeu. Total în Dumnezeu. Și noi știm că ocrotirea noastră, nevinovăția noastră, neprihănirea noastră, nădejdea noastră, este Domnul Isus Hristos. Este singurul motiv pentru care Dumnezeu ne iartă și ne călăuzește. Și apoi, probabil că pentru, era, pentru că era regele, era împăratul lui Israel și de el ținea bunul mers al împărăției, în versetul 22 încheie cu a se ruga pentru comunitatea credincioșilor, pentru tot poporul lui Dumnezeu. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Iar aplicația pentru noi este că noi avem nevoie de călăuzire și în același timp suntem atât de interconectați. Există o relație atât de dinamică, așa, dute vino cu toți frații din biserică, încât călăuzirea noastră, ieșirea noastră dintr-o situație, felul în care trecem de un obstacol, felul în care ascultăm călăuzirea lui Dumnezeu, deciziile pe care le luăm, povața pe care ne dă Dumnezeu, afectează în mod, în mod direct toată mărturia poporului, toată mărturia comunității. De aceea omul ăsta se roagă pentru sine și apoi aduce înaintea lui Dumnezeu tot poporul Israel. Fie ca Dumnezeu să folosească pasavul acesta pentru a ne... Pentru a ne stimula, a ne încuraja să ne alipim total de Dumnezeu, să depindem de El, să cercetăm cuvântul Lui, să nu căutăm cai vezi pe pereți când lucrurile sunt foarte clare în cuvântul Lui Dumnezeu, da? să ne bazăm pe el, să ne dăjduim în el, să ne încredem în el și să apelăm în ultimă instanță ca motivație și argument suprem pentru rugăciunile noastre, pentru dorințele noastre la Dumnezeu. El este Dumnezeu, este argumentul pentru care Dumnezeu ne ascultă. Dumnezeu este argumentul pentru care Dumnezeu ne ascultă. Faima numelui lui, bunătatea lui, îndurarea lui, legământul lui, credincioșia lui, dreptatea lui, bunătatea lui. Iertarea pe care el îl dă, da? Dumnezeu este Centru călăuzirii noastre, amin.